Născut la Orșova, mijlocașul Eduard Radaslavescu speră să impresioneze la campionatul european de juniori U19 din Slovacia. Mâine de la ora 21, în direct la TVR1, echipa națională de fotbal a României întâlnește reprezentativa similară a Italiei în primul meci din cadrul grupei A, din care mai fac parte Franța și țara gazdă Slovacia. Grupa B este formată din Anglia, Austria, Serbia și Israel. Am încredere că putem realiza lucruri importante la acest turneu final. Nu ne sperie numele adversarilor. Obiectivul nostru este acela de a obține calificarea la campionatul mondial U20 de anul viitor, a declarat Adrian Văsâi, selecționerul naționalei de juniori sub 19 ani a României. Pentru a obține calificarea directă la mondialul U20, România trebuie să se califice cel puțin în semifinalele europeanului din Slovacia. Fost junior la Luceafărul Drobeta Turnu Severin, Eduard Radaslavescu a bifat în actualul sezon 24 de meciuri pentru Farul Constanța și a înscris un gol în partida câștigată de echipa lui Gheorghe Hagi la Pitești cu scor de 2-0 cu FC Argeș.